Dar și eu sunt om. Frață lui băieți și feche, ori crescut mai pândeleche, toți plângoci și dolofani. Cel mai tânăr dintre șapte se numește Papă Lapte. Și-o împlinit avea 2 ani. Tătă zăulica țâpă, nu stă locului o clipă, cere lapte. Vrei, nu vrei, beata măsa, la tăt pasul trebuie să-i șteargă nasul și să-l aibă în grijă ei. N-au nici capră, n-au nici vacă, mama-i văduvă săracă, doar bimbirițichel o mai ajută câteodată când o vede supărată. Ce s-ar face fără el? Într-o seară o vecină zice: păi vin de la grădină dintr-o margine de sat, că mă dusesem tu eu cu fata și-am luat și pe cumnata să culegem zarzavat. Nici că intrasem bine, că de sub gardul, de lângă mine, țâși un iepure șoldan. Arză-l focul să-ni-l arză, când i-o mâncat un car de varză, tătă munca dintr-un an. Bimbirițichel de-o parte, stă uitându-se într-o carte, parcă nici n-a auzit chestia cu zarzavatul. Dar a doua zi, băiatul se sculă în zor de zi. Unde pleacă? La grădina unde ieri a fost vecina, într-o margine de sat, că-și făcuse noaptea planul cum să prindă el șoldanul care fură zarzavat.